La Doamna Candrenilor, n-am întrerupt investițiile datorite pandemiei. Am lucrat la o biserică, am avut din bugetul local prins 5 bani la culte. Am lucrat la biserică, la piață, piața agroalimentară o reabilităm. Un drum petruit la Arșiță, lucrăm la drumuri, decopertăm drumurile și lucrez la un proiect de 7-2-6 drumuri asfaltate și un pod de beton. Podul, într-o lună de zile, constructorul este podul terminat aproape, 90%. La Căminul Cultural din Dorna Candrenilor se lucrează. Peste tot avem șantiere în plin și sunt foarte bucuros, fericit că comuna într-un proces amplu de dezvoltare. La Dorna Candrenilor sunt obligată poate că se lepește la rigid, se văruiește și toxic și sala este foarte mare și păstrează distanța socială și la muncă și așa. În rest, firma care asfaltează sunt în utilaje, se zice îndemânarea este de la Bistănă să și nu vin din zonă roșie și la muncă e mai greu să lucrezi la un pod, la fier, la asta, să stai cu mască pe căldură, acum deja e temperaturi ridicate, să stai cu mască la muncă. Știți că face ordonanța aceasta este în încăpere, nu se poate și în aer liber la muncă să port mască la cosit sau la ceva sau la îngrijit sau la așa. Numai în spații închise sau care au așa poartă măști și mănuși și respectă, normal. Și l-am dezinfectat. Stații de autobuz, magazine, tot timpul. A ferit Dumnezeu, e treaba bună. Totul este sub control la Dorna Candrenilor. Investiții, v-am spus, am foarte multe investiții. Se lucrează pe toate și de Căminul la Poiana Negri am făcut vineri recepția cu banii europeni, măsura 7-6. Acum suntem la instrumente muzicale, la schimbări de soluții la Iași. Lucruri bune la Dorna Candrenilor. În 4 ani de zile e o schimbare și o dezvoltare uriașă.